Meci important al Astrei Giurgiu, duminică pe stadionul local. Astra întâlnește echipa din Botoșani, echipa la care joacă Marius Croitoru, giurgiuveanul nostru plecat de mult de acasă, cu care desigur că mulți iubitori ai fotbalului ar vrea să se întâlnească. Etapa cu numărul 15 va aduce cu siguranță mulți spectatori pe stadionul de la Giurgiu. Astra va întâlni pe FC Botoșani, adversara fiind clasată pe locul 10 cu 19 puncte. Astralii au cu 10 puncte mai mult și sunt la egalitate cu Steaua, dar meciul de duminică este important pentru ca Astra să își păstreze supremația până la meciul direct cu Steaua, restanța din 22 decembrie, programată tot pe stadionul de la Giurgiu. Un meci important pentru noi, 3 puncte pentru care vom intra pe teren hotărât să le câștigăm. Foarte importante pentru noi, găsim o echipă nou promovată care a fost revelația începutului de campionat, nu? Vine după o perioadă de 5 jocuri fără victorie, dacă îi prindem poate chiar 6 cu cupa. Probabil vor veni montați să-și vândă scump pielea. Asta va depinde numai de noi. Sper ca băieții să fie concentrați 100% să trateze jocul cu maximă seriozitate și sunt convins că reușim să câștigăm. Pentru meciul de duminică de la Giurgiu, FC Botoșani va avea ca titular pe mijlocașul giurgiuvean Marius Croitoru, plecat în lumea fotbalului de la Giurgiu. Marius a marcat 3 goluri în acest campionat cu Brașov, Pandurii și Oțelul și are 7 cartonașe galbene fiind titular în 13 etape, cu suspendare în meciul de la Vaslui pentru cumul de cartonașe. Meciul de duminică va începe de la orele 18, iar biletele au fost puse deja la vânzare. În etapa 16, Astra va întâlni în deplasare pe ACS Poli Timișoara, echipa aflată acum pe locul 9 în clasament.